ziua și bine ați venit în Stupina cu Minioni. Suntem într-o stupină din Armeniș, în Banatul de Munte, o stupină unde avem acești stupi micuți și aș vrea să împărtășim în această zi frumoasă de toamnă câteva idei legate de iulișcă. În momentul de față, în natură, avem un culeg de iulișcă care începe pe la mijlocul lunii august și se termină pe la sfârșitul lunii septembrie. Această plantă este o plantă cu două tăișuri, să zic așa. Este foarte invazivă. Dacă o aveți la casa omului, nu e prea ok, pentru că nu prea mai puteți scăpa de ea. Face stricăciuni pe unde se instalează, are rădăcini foarte, foarte puternice, care penetrează orice beton, orice găsește în calea. Odată ce o aveți, este foarte, foarte, foarte greu să scăpați de ea, necesită foarte multe resurse. Din păcate, pe o parte, în Banatul de Munte este foarte multă iulișcă, pe de altă parte, din punct de vedere apicol, este o binecuvântare, este un ultim cules din această zonă, un cules de întreținere, un cules care salvează câțiva bani și aduce foarte multe beneficii din punct de vedere sănătate. Mierea de iulișcă sau trancot japonez este o miere benefică, o miere foarte bună, o miere delicioasă, de culoare închisă, aroma bate un pic spre caramel. Dacă sunteți sportivi, vă aduce un boost de energie și nu doar, este una dintre sortimentele de miere care stimulează producția de proteine din organism. Culoarea foarte închisă provine de la antioxidanții care îi are. Unul dintre cei mai cunoscuți este resveratrolul, un antioxidant foarte bun. Ajută la sistemul imunitar, are grijă de sistemul nostru cardiovascular și încetinește oarecum procesul de îmbătrânire. Este o miere bună, este o miere pe care ar trebui să o consumați. Din păcate, în România nu se prea cunoaște acest sortiment și nu prea se consumă. Vă salut! Pe data viitoare!